templo a questa statua qua. Oh, Simone, si pensava per sé, la sa che sa che io dicevo, il San Condea. Che ne siamo a Condea? Da, che anime? Che decennio? Simbolute, piecare o. Si decennio il rosso cuore. Sângele lui, lui Hristos, că el a fost răstignit pe cruce. Pe cruce a fost răstignit, a curs sânge și de aceea ou vopsit de Paști are culoare roșie. Avem nevoie de o pierde. Na, cine știe? Așa se verifică dacă e piept sau nu, dacă e crud. Atunci abia se mișcă. Prima dată spălăm bine ouăle, punem la fiert, în apă rece și când dă primul clocot, ne uităm la ceas și fierbem cel puțin 25 de minute. După aceea, scoatem în apă foarte, foarte rece. Așa pielița se desprinde de coajă. Și se păstrează oul. Hai să vedem dacă auzim ceva. Are peste 20 de ani acest ou vopsit. Deci se desprinde, se usucă și se păstrează așa. După ce a răcit, iau condeiul în mână. Condeiul este dintr-un bețișor, o țeavă de cupru și ață sau lână. Deci trebuie să fie material natural. Dacă lucrați cu fire sintetice, se topesc și atunci țeava nu mai funcționează. E foarte important. Avem nevoie de ceară, ceară de albină, nu parafină, că asta repede se desprinde de coajă și atunci am lucrat degeaba. Când începem să lucrăm, luăm oul în mână, condeiul aprindem, adică prindem cu patru degete și cu cel mare apăsăm. Aveți grijă ca țeava să fie totdeauna deasupra, împărțim Oului. în prima dată în două părți. După aceea, încă o dată și aici la mijloc mai facem o linie și obținem 8 porțiuni. Trebuie să zic că bună ziua! Obținem 8 în care putem desena. Asta e un model destul de greu. Vă arăt modele mai ușoare. De exemplu, grebla. Când am împărțit, uitați-vă, mi-a fost elevă, unde e doamna Aici. Gâdri? Eu am învățat-o în 1991 și de atunci face o artă. Al meu e obișnuit ca o babă bătrână. Deci, Să fim când și noi la fel, adică. la vârsta mea, așa să fie. Prima dată tragem liniile la punctele de întâlniri, punem grebla sau coajă, adică frunze de brad, facem steluțe, facem. Vrei un merg? Îți Doamna, dar dau. ce semnificație aveau aceste Eu știu motive? din filmulețe. Poftim? Ce semnificație aveau aceste motive? Câteva au semnificație. Înseamnă putere, un caracter foarte sigur, hărnicie și lenea. Mercur. Mercur, lenea. Sunt multe modele
multe variații. Aici oamenii au avut oi, picior de miel, aveau cai, căpăstru de cai, broasca. Broasca însemna bogăție. Mulți copii. Familie mare. Bogăție. Sâmbure de prune. În grădini am avut multe pomi fructiferi, avem mere, varză, tot ce vă trebuie. Cele mai multe semnificații aveau frunza de sejar, frunza de brad, grebla și mercur. Și ce se întâmplă când vine cu ouăle? Numai a doua zi am folosit. Când veneau băieții să ne stropească, să nu ne opilim. Spuneau poezioare, au cerut voie să ne stropească și după aceea fiecare copil. Dacă o domnișoară avea un băiat mai simpatic cu care mergea în timpul iernii, fonobă, uite mândiac. Nu l-a țesut, la... când făcea firul de lână, la stor. Băiatul ajuta pe fata, deci asta era primul semn că face curte. El primea simbolul respectiv, părintele, deci preotul a primit, învățătorul care a pregătit pentru confirmare și după aceea cine a venit. Și a treia zi de Paști, fetele se duceau la vecini și au stropit pe doamnele. Eu, ca fetiță, am fost la vecine. Am primit și eu o roșie și mă duceam acasă. Se spărgeau apoi imediat? Le spărgeați după ce se întâmplă? Nu. La noi nu se sparge. Asta se păstrează. Asta se păstrează. Nu există obiceiul ciocnitului? Nu există la noi așa ceva. Pentru a mânca ouă vopsite, eu folosesc coajă de ceapă roșie. Pentru că nu conține chimicale. Astăzi mergeam în autobuz și două doamne în spatele meu discutau cum să vopsească ouăle. Una zice că care conține mai multă chimicale, praful sau lichidul vopsea. Zice, fiecare are. Eu folosesc coaja de ceapă pentru a mânca. Deci astea nu le mâncăm, poate să fie și o substanță chimică. Da. Și că, cu ce vopsea ai vopsit? Cu uiu, cu carmin roșu. Lichid. Da. Eu folosesc Dr. Oetker, da, tot praf. Dr. Oetker. Praf. Și înainte am folosit Anatolii, o vopsea grecească, dar nu se mai găsește. Nu se mai aduce. Dar carminul e foarte, foarte bun. Mie îmi place. Eu folosesc praful. Da. Și la mâncat tot coaie de ceapă. Da, și eu. Și eu așa fac. Nu pierd multe pentru a mânca. Încă un lucru să vă spun. Când pierdeți ciolanul, scoateți oasele și o fier fără coajă, băgați și să legați și când tăiați în mijloc, există o felie de ouă. Deci împreună. Foarte, arată foarte bine cu crean, cu ceapă verde, cu ridic. Învățați și negătit azi. Facem și atelier gastronomic. Da. Deci asta e. Cum e? Cum stăm cu ceara? Este bine. Am adus românele, da? Și vreau să fac condelele care se mișcă. Se mișcă vârfule. Ia. Nu, am uitat să aduc. Asta. Ia-o.
Ce frumos faci! Foarte frumos! Se mișcă? Acum, pentru să înveți, dar dacă vrei să-ți rămână, atunci alege altul. Ați găsit? Da, cu pastila nu merge. Nu merge, nu încălzește destul de tare. E foarte important ca soluția să nu fie fierbinte, că se topește ceara și atunci am lucrat degeaba. Gândește-te ce nume o să dăm acestei modele. Eu acasă pun